Salut, lumea, numele meu este Edi și ne-am găsit la un nou episod din Watch Dogs 2. Rimează. Da, după cum știți, data trecută ne-am infiltrat într-un... Hai să dau asta. Ne-am infiltrat într-un studio de filme și trebuia să furăm mașina aia vorbitoare, dacă vă mai amintiți. Și, na, mă rog, acolo este un event online care, gen, pur și simplu, îți mai apar așa din când în când în hartă, deoarece nu le fac. Că vreau să fac doar... Stai, bă, nu ce... Da, că vreau să fac doar o povestea. Faza e următoarea. Probabil unii nu se uită la mine din cauza că... Na, n-am început de la început jocul și am început așa dintr-o dată și nu înțelege povestea. Faza e următoarea. Doar off-camera, doar începutul l-am făcut. Adică începutul ăla când intră el în FBI, într-o clădire FBI și... șterge niște chestii despre el. Începutul ăla. În rest, pe urmă te dă în open world și îți dă meniul ăsta și îți dă și chestiile astea trei sunt făcute de online, adică Crime Hunt, chestia asta și chestia asta sunt online, gen, n-au nicio treabă cu povestea, o faci cop și chestia asta este povestea. După cum știți, eu am făcut povestea, prima misiune din poveste, deci practic ați pierdut doar începutul. Pentru că asta e povestea, n-am făcut nicio misiune din poveste, deci... Da, ce vreau mă ăla? Stai puțin, că... Am aici o treabă. Ce e asta? O, nu. Dă-l mă încolo, că nu... Nu vreau să fac team cu el. Pentru că, na, știi, pot să joci cop. Nu vreau să fac team cu el. Și... Da, deci, practic, de la prima misiune ați pierdut-o, înțelegeți? Și... Și na. Adică n-ați pierdut nimica decât prima misiune, începutul, că prima misiune am făcut-o și acum facem a doua misiune ca să lămuresc chestia asta, gen că n-ați pierdut nimica și da, hai să-i dăm track la a doua misiune, nu aici, aici, să-i dăm track, trebuie să furăm asta, mașina asta pe care vorbește, track mission, după cum știți, trebuie să mă întâlnesc cu tipul ăsta. Să văd unde se află. Da, harta e destul de mare, după cum vedeți, și asta e doar o porțiune. Mai e și asta, mai e și pe aici încă o chestie. Mă rog, o să văd eu altă dată harta. Hai să-mi dau aici un... Aici e un... Unde ăsta? Un event. Să-mi dau și eu o fest revolută, îmi dau la magazinul ăsta de haine. Da, ca să lămuresc o chestia asta de a v-am ținut mai mult la început, că practic n-ați pierdut nimic decât începutul ăla, îl găsiți peste tot. Și da. Mă, probabil o să mai apară alte chestii de poveste, adică după ce termin ăsta, că ați văzut că e acolo o bară mică și ți arată cât ai făcut din el, după ce termin probabil o să mai arate și o să-ți mai dea și alte chestii de poveste. Dar, da. O mașină pe aici, nimic. Apare nimic. Ok. Hai să căutăm o mașină. Uite că e o motocicletă acolo. Uite aia. De fapt, e un scute. Oh, God, no. Right. Mamă, cum arată. Pentru că, din mașinile se conduc prea oribil în jocul ăsta. Și de-aia nu iau mașini și iau motociclete și chestii de genul. Încă suntem aici aproape de misiune. Da, mi-am luat eu un de ăsta, un skill point, când mor, când mașini să nu mai fac alarmă, gen, să nu mai... Unde? Ah, e sus. Hai să vedem cum ne urcăm noi acolo. Bună întrebare. Hai să văd pe unde ne urcăm. Trebuie să fie pe aici o scară, ceva. Ah, uite. Am văzut pe unde ne urcăm. Bam. Bam. Dar în jocul ăsta trebuie să fii foarte inventiv pentru că te spune foarte multe misiuni pe sus și trebuie să cauți chestia asta. Toc. Ce faci, boss? Bă, a. Hai să vedem care-i treaba. S-a făcut noapte dintr-o dată. Like Jimmy, Siska and Pop Star Nelly Shine?
Asta, ci cum niște sfaturi cum să fug mașina asta sau ceva de genul. Consider it safe. Hello, cool. Cool, last. What? All right. Okay. Sent you the GPS of the car's route. Asta-i tot? Ok. Trebuie să mergem să furăm acea mașină. Uite acolo. E foarte departe. Bam. Aș vrea și eu o mașină. Nu vreau să iau de pe stradă, că poliția în jocul ăsta e foarte nasoală. Gen, dacă te vede că e o mașină pe stradă, nu neapărat sună ăla la poliție și gen, e foarte greu să scap de ea și de aceea nu prea vreau, oricum e aici aproape, cred că pot să merg și pe jos. Mamă, câtă poliție acolo. Ce ai făcut, bă? Ok, misiunea asta o să fie grea. Oh, da, o să fie grea. Ia. Ce ai făcut, bă? Să vă punte. Și putea să o iau și eu. Pe aici. Ok. Nu mai poliție pe aici din câte văd. O să intru? O, oh, am văzut pe unde trebuie să intru. O să fie grea misiunea asta, vă spun de acum. Tipul ăsta aici. Mamă, câți tip sunt. Uf, o să trebuiască să ne folosim de lucrurile din jur. Ia cum mi-a dat ăsta greș. Nu, gen cronometru de la telefon. Gata. Ok. Pitim aici. Să fie foarte grea. Misiunea asta pot să zic. Uite, se duce ăla pe acolo. Aș putea să fac un zgomot aici. Bam. Și i-am dat som. A văzut tipul ăsta, vine la ea și se întâmplă asta. Știu lucrurile astea pentru că am jucat multiplayer, adică, na, misiunile alea pe care vi le-am arătat la început. Ok, mai e careva pe aici? Mai e tipul ăla acolo. Bă, dar e nasul că ăla gen doar la somn, n-a murit și poate să se trezească, știi, și n-ai cam nasul. No. Vedeți? Ok, mai e încă o tip acolo, din câte văd. Ne fiți atenți și facem la tipa asta. Unde ești tu? Mi-e frică să nu se trezească omul ăla de acolo. Chiar mi-e frică. Dacă se trezește, n-am, mă cam prinde. Trebuia să-l omor eu, dar n-aveam cum, că era și tipul ăla acolo și nu. Este, chiar mi-a dat asta. Gata. Bun. Deci da, planul de luptă. Să vedem care e. Văd că vine tipa aia încoace. Și putea să arunc o din aia. Și aș putea să fac asta. Vede? Nu vede. Vedeam că s-a trezit tipa. Mă frică să nu se trezească tipul ăla. Cred că mai bine stau aici ca să-l păzesc când se trezește, ca să-l omor. Pentru că eu pot să iau mașina de acolo, dar pe urmă o să mă alerge toată poliția din lume dacă mă pășește. Și de aia aștept eu să se trezească ăsta. Ah, uite, perfect. Gata. Bun, am scăpat de tipa aia, de tot. Pe acolo sunt doi. Dar tipul ăla se uită acolo și nu cred că vede dacă omor pe tipa asta când vine încoace. Sau cel puțin sper să nu fac. Tipul ăla se uită așa pe acolo. Ok.
Haide. Tipul sau tip, nu știu exact ce e ăla. Bă, nu asta e important. Hai, eu aștept până să vină. Hai că vine. Pe bune, pleacă atât de repede, știi ce, mă? Știi ce? Ciofi, ofi. Până vine și pleacă tipa... O, da. O, da. Oh my god! Ce vorbești, frate? Bine, toată poliția e după mine, văd. Nu. Vezi, e frumoasă. Unde trebuie să mă duc? Întrebarea. Hehe, Need for Speed. Bravo. Mă, ăștia un Watch Dogs, am văzut că mai fac referire așa la jocuri care nu sunt ale lor. Mamă, dar vine toată garda după mine, frate. Am intrat și în ăla. O, da. Hai, Doamne ajută. Bă. Ce? Să încerc să explodez chestiile alea pentru poliție ca să fie mai greu. Ia fii atent aici. Bam. Fuck. N-am mers. S-au mers. Nu știu, dar m-am prins la înghesuială ăștia aici. O, oh, hai că am scăpat. Bă, nu mai văd nimica. De ce totul alb? E frum, ce? O, oh, fuck. Hai că am trebuit să scap, sper. Dar vine elicopterul, oh my god. Vine, hai că scap, chica. Trebuie să nu-mi vadă elicopterul, o să iau pe munte pe aici. Că nu cred că o să mă vadă. Ok, am scăpat. Destul de șmecheră misiunea asta, ce pot să zic. Sper că o știți să o reparați, adică nu știu ce să zic, dar e cam prea făcută. Sper că știu ăștia să o repare. Mă, dacă de șmecher e mașina asta. Mă, a fost făcută pentru film, dar e super șmecher. Și mai chiar ar fi gen să vorbești cu mașina, să o conduci, să vorbești, gen în realitate, ar fi super mega șmecher, da, din păcate, nu s-a inventat încă așa ceva. Probabil o să se inventeze, hai să facem și noi un drifting aici. Da, bineînțeles că a fost un fail. O, așa. Unde o bag? A, aici. În garaj, mă. Vem garaj. Porți. Gata. Ha. Bun. E genial mașina asta, adică nu. Mama, e reparată ca prin minune. Da, dacă auzi o melodie pe fundal, e alarma în care am uitat-o pornită și nu pot să mă duc aici să o opresc, deci, da. Oh, yeah. Sper cu mașina, mă, ce-s. Not junk. See? That's what I'm talking about. Think positive. It's just stupid.
ce sau... Da, tot la ea. La playa. Lol. Bun, stați 2 secunde ca să opresc și eu alarma, revin imediat. Stați 2 secunde. Gata, încerc cu se, dar na. A durat puțin acum. Da, am făcut misiunea asta, o să mai facem una, că am filmat abia 16 minute. Uite, mamă, câtă poliție aici. Ce ai făcut pe ea? Să vedem ce misiune avem, următoarea misiune. Bine. N-o să o smarca. Deci, practic, trebuie... Nu e chiar atât de... Wow, și trebuie să găsim o cheie. Ok, hai cum facem și pe asta în episod. Episodul ăsta. Tracking mission. E deja. Trăcuit, să zic așa. Da, o să dau aici. Fast travel. Fix lângă misiune. Și trebuie să luăm cheia aia, gen, ca să facă nu știu ce la mașină. Da, e destul de interesant jocul până acum. Adică, nu știu, dacă mai vreți, dați un like, aș aprecia foarte mult. Da, unde... Stați puțin să văd unde e... Ce m-a dispărut misiunea? Hei! Cred că nu mai e... Tracată. Sau cum ar fi. Hele, e tracking mission. Unde e misiunea? Hei! A, sau am ajuns, zici, la misiune. Nu înțeleg. A, cred că aici e gen și trebuie să găsesc. Ok. Fii prin magazin sau pe lângă? Cred că pe lângă. Trebuie să caut aia, acum am înțeles. Că pe aici. Caut cheia. Că e pe acolo. Nu știu pe unde trebuie să iau exact dacă e pe acolo. O să încerc să o colesc pe aici. Mi-a trebuit o mașină, zic. Dar nu e niciuna... da, sunt pe par. Opa! Perfect! Ce, mă? Unde e? Se iau motocicleta asta. Să mă face. Nu mai merge să... Uite-mă aici, mi-a dat pe hartă. Bineînțeles că... Pe unde aș putea să mă duc? Adică... Cred că e pe sus, este. Pe aici? Pe unde e, mă? Acolo. Am fost pe aproape. Iar mi s-a oprit asta. Ok, o să rezolv în episodul următor problema asta cu cronometru. Nu știu ce mi se oprește atât de des. Adică, mă rog, gata. Am să luăm. Gen acolo. Cam departe, nu crezi? Trebuie pe sus. Cum aș putea să urc acolo sus? Trebuie să fie niște scăpi ceva pe aici, zic, nu? Să iau acolo. Dude, nu mai înțeleg, dude. Chestia e altceva cu albastru. Mi-a trebuit chestia cu portocaliu, adică aia. Unde aș putea să urc, e întreba. Unde aș putea să urc? Urc cu auzi. Da. Fac o căutare pe aici. Unde aș putea să urc? Pe aici aș putea să urc. Este? Da. Nu-i așa? Așa. Sau asta e aceea zonă.
Nu cred că e ceva, sorry. Nu știu. Trebuie pe acolo, pe undeva. Să urmă. Ok, hai că am găsit într-un final. Hai, tipul ăsta. Chestia asta e misiunea. Uite, a, chestia asta nu e misiune. Da, chidata. Asta e. Și m-am dus la tipul ăsta, pe bune. Stai că sor de aici. N-am cum să sar. Pe bune, chiar n-am cum să sar. Ok. Să, peste asta nu cacai cum. Hai, cacai cum. Hop. Hai, mă, că n-ai nimic. Haide. Uite, mă, aici, în tunelul ăsta. Asta ceva să caut. Da. Haide, s-o găsim. Eu, o, trebuie să... Era logic într-un fel că e asta restrict, dar aia și na. A, dar sunt puțin, bă, sunt doar doi. Pe ăștia pot să-i rezolv doar trăgând în ei, dar mi-e frică că... Ia, stai puțin. Stai, bă, să așa, ia. Nu, nu vă spui de aia. Aruncă de aia. Și ia, să fac puțin zgomot. Bun. Ce, mă, mai e unul? Nu l-am văzut pe ăla. Hai, bă, omoară mai repede. Gata. Am rezolvat problema. A fost simplu. Mai era un tip acolo pe care nu l-am văzut, dar l-am omorât. No, no problem. Bun. Și cred că aici o să încheiem și misiunea și episodul ăsta. Data viitoare o să trebuiască să ne întâlnim cu Ranger, adică... Adică să facem misiunea asta, probabil, Cyber Stunt Driver. Da. Ne vedem, mama trebuie să formăm niște dalea, ochelarii, VR, curios. Să fie destul de interesant și... Da, cam atât cu acest video, dacă vă plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă mai vreți să ajutați, da, like și până data viitoare, pa, pa!